Este cod galben de ploi abundente și vijelii pentru aproape toată țara. Detalii aflăm chiar acum de la meteorologul de serviciu, Meda Andrei. Bună dimineața! Bună dimineața! Vedem și noi în aceste imagini harta cu acel cod galben, mai bine de 3/4 din țară sub avertizare meteorologică. Ce se va întâmpla? Da, din păcate, nici astăzi ploile nu ne vor lăsa, nici vijeliile, nici grindina. În această după-amiază și pe parcursul serii, plus primele ore ale nopții, vor aduce averse cu descărcări electrice, cu intensificări de vânt, posibil vijelii, grindină și, de asemenea, aceste ploi vor avea caracter torențial, izolați, se vor mai depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Zonele cele mai predispuse să se întâmple astfel de fenomene sunt sudul, estul țării, parțial centru, pe la deal la munte. Dar atenție, aproape ca în fiecare zi, nu trebuie să ne așteptăm ca dacă codul începe la ora 12 și se încheie la ora 23, în tot acest interval să fie în toate aceste regiuni fenomene din acestea severe. Și acum, de exemplu, este o vreme bună în mai toată țara, cu foarte puțini nori, însă încet, încet, după ora 12:01, din loc în loc, în zonele pe care le avem noi, se vor dezvolta nori cu extindere mare pe verticală, în general, care să aducă fenomenele de care v-am spus. Și în fiecare județ va fi și zone unde poate mai toată ziua va fi soare, dar și în același județ, la câțiva kilometri, zone unde să plouă torențial și să fie toate manifestările de care v-am vorbit. Așa este instabilitatea atmosferică, nu este ca toamna sau primăvara când e cerul mai mult noros în mai toată țara și de dimineața până seara tot din când în când mai plouă, ci chiar dacă avem cod galben pot să fie zone unde să fie mare parte din timp un cer mai degajat, dar pentru 10 de minute, o oră, două, să fie aceste fenomene severe pe care trebuie să le anunțăm, pentru că ele devin periculoase. Am înțeles, mulțumesc foarte mult!